Bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu Camelia, la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi o să facem, o să începem cu bârjoluțele, cu cartofiori și o să avem nevoie de... cât am spus aici, să mai măsurăm, să mai păstărim o dată. Este 50 de carne. Așa. Deci la 350 de carne, eu am să pun un ou la bârjoluțe, un ou, 50 de parmezan, un pic de sare, un pic de pătrunjel, piper și pesmet. Și pentru apoi eu o să prăjim în ulei și cu puțină ceapă și o să adăugăm cartofiorii cu bulețe și niște suc de roșii. Și să începem. O să începem cu bârjoluțele. Deci la 350 de grame de carne eu voi pune un ou. Să le dau așa să se vadă. Este 50 de carne, un ou, o să punem sare, sare cât este necesar, așa, piper, parmezan, pătrunjel, am să iau doar frunzulițele și o să-l tăiem, așa. Tăiem mărunțel, mărunțel. Adăugăm aici. Acum vom adăuga și puțin pesmet. 2-3 linguri. O să adaug 2. Și dacă mai e nevoie, mai adaug. Și amestecăm cu mânuța. Și o să le facem rotunde și micuțe. Ajung 2 linguri de pesmet, amestecăm așa bine. Am să dau așa deoparte și o să tăiem ceapa. O să tăiem ceapa mărunțel și o să o punem într-o cuiță cu puțin ulei.
pe toată. Facem cojoluțe cu cartofi. Așa, și într-o oliță o să punem puțin ulei. Am aici o oală. Voi pune uleiul. Am cam o cioșcuță de ulei. Și-l pun pe tot. 30 de grame de ulei, cred că sunt. Așa. Punem ceapa și o să punem pe foc. Vedeți? Punem pe foc. Pun și căpăcelul. Așa. Face ceapa, noi o să dăm forma la prăjoluțele noastre. Vedeți compoziția așa arată, cu ou, cu parmezan, sare, piper, pesmet și cărniță de vită. Am pus mai amestec puțin și pătrunjel. Așa. Și acum luăm și facem prăjoluțele. Luăm cam așa, cât mărimea unei nuci. Vedeți? Așa, și le așezăm așa aici. Și o să le prăjim în ceapa cu ulei. Am tăiat și cartofii, am curățat. O să adăugăm și cartofii cu ulețe, după ce se fac puțin păjuluțele. Și apoi sucul de roșii. Și cât se face... Cât se face, noi o să facem un aluat... ca să facem plăcințele cu ricotta, cu ceapă, ceapă verde și cu mărar. Și la urmă facem înghețata de lămâie, doar din două ingrediente. Să lăsați mesaj în comentarii de unde mă urmăriți, cine dorește. Eu vă pregătesc bunătăți de aici, de la Roma. Și sunt din Iași. Cine nu știe sau cine a venit pentru prima dată aici pe pagina mea. În bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Bucate simple, simple, simple și gustoase. Așa. Le dăm această formă rotundă și după aceea le punem peste ceapa noastră cu ulei. Și ne pregătim masa pentru seară. Eu îmi pregătesc și ceiuțul meu de dafin, care nu-mi lipsește, îl beau în fiecare zi. Și să știți că are efect. Este foarte, foarte bun, în primul rând, pentru digestie. Deci eu îl beau pentru digestie și pentru durerile mele de oase și de articulații. Și are efect. Așa. Și cu cura de slăbire stăm bine. Am dat jos aproape 8 kg. Și o să mai dăm încet, încet. Deci mâncăm sănătos, dar cu măsură. Cu măsură și nu după ora 7. Eu așa am dat jos, înainte mâncam. În jur de 8, 8 și jumătate, e să vedem și ceapa. Așa.
Așa, ceapa se face. Să amestecăm așa cu... Eu aici sunt, imediat punem și păjoluțele peste ceapă. Terminăm de făcut pârjoluțele, ia să le punem așa una lângă cealaltă și le punem în tigăița noastră cu ceapă și cu ulei. Apoi tăiem cubulețe cartofiorii. Deci aici am circa 500 de grame de cartofi, cam 150 de suc de roșii, la 350 de grame de carne. Sidonia, și eu te salut de la Roma, te pup dulce. Moștenirea, să știi că eu nu-l văd. Și eu te salut și te îmbrățișez cu drag și eu. Așa, și am terminat de făcut pârjoluțele. Așa, dăm deoparte și să ne aducem... Să ne aducem aici oița noastră cu ceapă. Așa. Vedeți ceapa? Așa. Un pic s-a undit, nu prea mult. Și acum o să punem pârjoluțele. O să le punem așa una lângă cealaltă aici, pe toate. Ia să dau așa mai aproape să vedem dacă se vede. Așa. Și le undim puțin și apoi punem cartofiorii. Punem și puțină apă. Punem și sucul de roșii. Punem puțină sare și piper și lăsăm să se facă. Ia uitați. Așa. Și punem pe foc. Punem și căpăcelul. Și punem pe foc. Și acum tăiem cartofiorii. Să știți că eu gătesc simplu. Așa. Și tăiem cartofiorii, cubulețe. Mie îmi plac mai așa mai micuți tăiați în... Și am să-i pun înapoi aici în apă ca să iau amidonul de pe ei. Și după aceea și am să-i clătesc o dată. Așa. Și scoatem. Scoatem și pe cește la doi. Și clătesc. Îi clătesc și după aceea îi pun peste pârjoluțe. Astăzi cu toată căldura am intrat în direct puțin. Îl tăiem și pe ultimul. Așa, în două. Învăr
învârtim puțin și în prăjoluțe să le întoarcem. Și apoi punem cartofiorii. Și acoperim cu puțină apă. Așa. Hai să le întoarcem. Ia uitați. Așa. Și le întoarcem așa puțin. Încercăm să nu le rupem. Le mai lăsăm câteva minute. Un minut, două. Nu mai mult. Și punem cartofiuri peste. Ia uitați cum arată. Așa. Punem căpăcelul, mai lăsăm un minut și pe aceea punem cartofiuri. Și o să dăm pe foc și noi ne ocupăm de plăcințele. Așa, mi-am adus și puțină apă. Am să clătesc puțin cartofiorii. Așa, i-am clătit. O să punem cartofii și apa și puțină sare, puțină și piper. Ia uitați cum arată, vedeți? Așa. Mai învârtim o dată. Punem cartofii. Eu i-am clătit, să știți, puțin. Ca să dau jos din amidon. Așa. Am să adaug și sucul de roșii. Și puțină apă. Și am să pun pe foc cu căpăcel la foc potrivit și lăsăm să se facă. Și noi, între timp, ne facem plăcințelele. Așa. Mai punem puțină sare. Și puțin piper punem. Și acum punem apă. Așa. Nu o punem prea multă. Ia uitați, vedeți? Până aproape se vede ei la suprafață. Punem capacul și punem pe foc. Și în momentul când începe să clocotească, dăm la foc mic și lăsăm. Până când sunt gata cartofiurii. Prăjoluțele sunt aproape gata. Se fac repede că sunt cu carne de vită. Așa. Dăm deoparte apa. Și acum să vă arăt aluatul de plăcințele, cum îl fac eu astăzi. Așa. Smetul îl dau deoparte. Și avem. Facem plăcințelele. Deci cam așa o să arate. Ia uitați, eu am încercat mai devreme. Mi-am făcut și aluatul. Vedeți? Plăcințele cu ricota și cu ceapă și cu mărar. Eu le-am pus pe cap fără
pe un grătar și le-am făcut. Pot fi prăjite, pot fi băgate și la cuptor. 200 de grame de făină, 100 de apă călduță, nu fierbinte, caldă, așa. 3 grame de drojdie, un praf de sare, o să avem nevoie, 50 de grame de unt, avem aici, și apoi o să avem nevoie de o ceapă, ceapă o punem după gust, eu am așa o bucățică de ceapă verde, așa, cu ricotta. Ia să-mi aduc ricotta. Vedeți cu ricotta ce cam 500 de grame, 400, depinde câte plăcințele faceți. Și mărar care eu l-am la congelator și am să-l scot în momentul când terminăm aluatul și facem compoziția pentru umplut. Atunci, dau și ricotta la frigider. Și ne ocupăm mai întâi de aluat. La 200 de grame de făină, eu am să pun 100 de apă, cu un praf de sare și cu 3 grame de drojdie uscată. Și drojdia uscată, să vă uitați pe pliculeț, că este drojdie uscată care se pune direct în făină, sau, cum am eu astăzi, se pune în apă și am să o pun în toată în apă și o să așteptăm așa un minut, două. Între timp o să tai și ceapa mărunțel, așa cât se face drojdia. Și am să dau așa deoparte să se vadă. O să tai ceapa mărunțel și ceapa o tăiați cât de mărunțel doriți. Așa. Să dau la mic aici. La cartofi am lăsat la mic. Acum a dat în clocot. Dăm la micuț și lăsăm să se facă cartofiorii. Acum tăiem ceapa. Mărunțel, mărunțel. Așa. Să-mi aduc și mărarul. Scot în ultimul moment când fac umplutura cu ricotta. Că mi l-am adus din România și îl țin la congelator. Așa, aici vom pune ceapa, ricotta, mărarul, sare și piper. Nimic mai mult. Am pus ceapa. Punem ricotta sau brânzică sărată, brânză de oaie, ce aveți prin casă. Eu am ricotta. Așa, și pun. Aici am circa 450-500 de grame. Așa, aduc și mărarul. Eu îl țin la congelator. Așa. Vă puneți așa o etichetă, mărar, și se păstrează. Așa, și eu dau așa deoparte și tai puțin. Așa. Și îl bag imediat la congelator.
Este foarte, foarte delicat. Așa, și îl tăiem mărunțel, mărunțel. Și îl adăugăm peste ricotta. Așa, și adăugăm aici tot mărarul. Și amestecăm încet. Eu nu adaug ou. Dar puteți adăuga și nouă ușor dacă doriți. Așa. Punem și puțină sare. Depinde cât de sărată este brânzica. Dacă este sărată, nu mai adăugați. Și puțin piper. Așa. Și ne facem umplutura și între timp se face și drojdia. Apa trebuie să fie caldă, nu fierbinte, că altfel omorâm drojdia. Așa, ia să amestecăm așa bine aici. Un vas mai mare, nu pot să îngot. Așa. Și amestecăm așa bine. Și am să o dau la frigider, că este foarte, foarte cald, până facem aluatul. Așa. Gustați, să vedeți dacă este bun de sare, de piper, de ceapă. Poate doriți mai multă ceapă. Ceapă o puneți treptat, după gust. Așa. Acum, voi pune un capac și o dau la frigider cât timp fac aluatul. Că este foarte, foarte cald. Facem aluatul. Cum am spus, la 200 de făină adăugăm 100 de apă cu 3 grame de drojdie. Vedeți că s-a făcut așa ca o spumică, s-a activat drojdia. Și un praf de sare. 3-4 grame, 2 grame, depinde cât doriți. Așa. Și untul o să ne trebuiască după aceea. Și acum peste făina noastră vom pune puțină sare. Eu pun așa două prăfulețe mici, cât țin așa puțin între degete. Amestec. Și acum adaug drojdia noastră cu apă. Așa. Și amestecăm.
aluatul este simplu, simplu. Doar că are nevoie de puțin timp să se odihnească și să crească puțin, puțin. Am să vă arăt cum. Acum amestecăm cu mâna. Bună seara, bună seara, bună ziua, bună ziua! Că nu știu din ce parte a lumii mă urmăriți. Așa, și frământăm așa bine. Vedeți? Aluatul. Așa. Frământăm așa bine, frământăm. Să incorporăm bine toată făina. Vedeți cum se face, iată-l. Așa. Între timp și cartofii se fac pe foc. Cum terminăm aici cartofii, mâncărica noastră de cartofi sau păjoluțe cu cartofi, nu știu dacă ați mai făcut. Eu fac mereu. Că sunt buni. Fac și păjoluțe cu ciupercuțe. Am și rețeta pe YouTube făcută. Sunt foarte, foarte bune. Așa, vedeți? Și acum, după ce l-am frământat așa bine și a schimbat aspectul. Ia uitați cum arată. Așa. Încă puțin îl mai frământ și după aceea îl punem cu unt. Să se odihnească și să crească. Așa. Ia să dăm ce ne-a rămas aici. Așa. Acum îl voi tăia bucățele. O bucățică, o fac așa și am să o dau prin unt și o pun în, într-un vas acoperită cu folie și o las să se odihnească o oră, două, trei. Așa. Să le scot pe cele care le-am pus înainte. Așa. Și să vă arăt pe ce le fac eu. E să văd dacă reușesc să scot folia. Să o deschid. Așa.
le-am pus așa aici, vedeți? Și am să scot să vă arăt. Aici avem untul. Eu am să le fac și am să le pun așa pe această, vedeți, ca un gratar. Am deschid focul și am să le pun așa deasupra. Ca să-i... Ia uitați. Așa. Și se face, se coace așa. Deschid focul mai întâi și după aceea preparăm. Așa. Am deschis focul. Ia uitați ce au crescut aici. Castonașele mele. Vedeți? Așa. Și am să le pun așa aici, în față, să schimbăm. Vedeți? Cu unt. Și eu le dau prin unt. Așa și le pun așa aici. Și ele cresc, cresc, cresc. Așa. Ia uitați. Și le las. Le las până cresc. Ia uitați ce mari s-au făcut. Și acum le întindem și le umplem cu umplutura noastră de ricota. Le las să se odihnească. Așa. Le acopăr. Și le vom face aici pe... Mi-aduc și umplutura. Între timp, ați văzut, gratarul nostru se încălzește. Aici avem umplutura noastră, vedeți? Și o să iau cu lingura și am să pun așa în... Ca să le facem ceva de genul acesta. Ia uitați. Umplute cu ceapă și cu mărar și cu ricota. Am să pun puțin unt așa peste fundul meu. Am să-mi iau o bucățică și am să o întind așa puțin. Și pun cu o lingură din ricota. Iau așa o lingură și pun așa aici. O iau și o așez pe gratar. Ia să vă arăt și cum am să întorc aici mult. Să vă arăt cum le așez. Și ele se fac pe gratar. Le puteți și prăji dacă doriți. Am să-mi pun mănușile că este fierbinte. Așa. Și le pun așa aici. Ia uitați. Să se facă. Și pun pe foc, la foc potrivit. Și când este gata, o scoatem. Așa. Să le facem pe cele care sunt acolo.
Trebuie să întorc. Și acum punem din nou puțin unt. Vedeți cum se vede cum a crescut? Ia uitați. Are drojdie și crește. Și întindem așa puțin. Așa. Și punem puțină umplutură. Așa. Întoarcem capetele astea. Și punem pe grătar. Eu mă duc să pun. Am să-l aduc când le întoarcem pe toate, să vedeți. Așa. Punem puțin unt. Și puțin umplutură. Este foarte delicat aluatul. Așa. Și dăm așa o formă pătrățoasă, pătrățită. Și punem pe grătar. Punem unt. Eu le-am lăsat cam mult la crescut. Au crescut, au cred că 3 ore, dar e de ajuns și o oră. Deci în momentul când se cresc, le puteți și prepara. Așa. Eu le pun pe grătar. Se fac și ies bune, bune. Așa. Punem și astea și imediat le și întoarcem. Să mai pun puțin unt. Așa. Și după ce terminăm cu plăcințele, le facem, vă arăt, înghețată. Înghețată de lămâie. Două ingrediente. Bună, bună, bună. Pe căldurile acestea avem nevoie să ne răcurim. Așa. Așa, o punem și pe aceasta, mai avem încă una și imediat le și întoarcem. Așa. Punem untul. Așa. Punem din umplutura noastră. Întoarcem capetele, așa, ia uitați, și strângem așa, că se lipesc. Și pun pe grătar. Așa, ia uitați-le acestea, încep deja să crească, vedeți? Să se umfle. Să le mai întorc. Așa. Le puteți pune și într-un vas mai larg. Ia uitați-le. Cum se fac. Încep să crească. Cum încep să crească? Cam peste o oră. Așa le putem umple. Le las aici și le facem pe acelea pe care le avem. Am să dau deoparte.
Folosim și fundul de unt. Am să dau umplutura la frigider, că este foarte, foarte cald afară. Aici avem ce-a făcut înainte. Așa. Ia uitați mâncărica cum arată. Vedeți? Când sunt gata cartofiorii, așa, o mai lăsăm încă puțin. Încercăm cu o furculiță. Încercăm. Așa, încă nu sunt gata. Să și amestecăm așa puțin. Gustați de sare, de piper, de condimente, să fie bun. Vedeți? Așa. Și lăsăm să se facă bine cartofii. Păjoluțele se fac repede, că sunt cu carne de vită. Și aceste imediat se fac. Dăm pe foc. Acum întoarcem și plăcințelele. Ia să dau așa mai. Ia să le întorc. Acestea sunt ultimele care le-am pus. Se aude cum sfârâie de la unt. Așa. Și acum punem pe foc. Și cât se fac și acestea. Și mâncărica, noi ne apucăm de înghețată. Și terminăm totul odată. Ia uitați-le. Așa. Le lăsăm să se coacă. Și o să avem nevoie pentru înghețata noastră, ia uitați ce frige, s-o torc invers. Pentru înghețata noastră o să avem nevoie de bojita, sbrianca. Che nome, che nome, sbrianca e il nome. Che bello, pupici. E il nome che non l'ho mai auzit până acum. Pupici, pupici, îți trimit și eu. Și vă trimit tuturor pupici. Așa. Și o să facem cu lămâie, doar zeama de la lămâie. Am aici lămâie. Și cu banane. Să știți că este o bunătate. O bunătate. Eu pun banane, că înghețata nu este tare, tare. Este bună, 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 bună. Două ingrediente. O să avem nevoie și de să stoarcem lămâile și apoi de un mixer să mixăm. De data aceasta le mixăm înainte și le pun în aceste forme. În aceste forme le umplem. Așa. Ia să vă arăt cum și arată. Eu când mai fac, am aceste galbene, că pun înghețată de lămâie, în cele roșii pun de căpșuni, în cele portocalii de caise, dar dacă facem multă înghețată, punem în toate. Așa, ia să vă arăt să scot, o lăsăm să se dezghețe puțin, puțin ca să o putem scoate, că am scos-o de la congelator. Așa, ia uitați înăuntru, vedeți?
O lăsăm ca să o pot să o scot, o lăsăm puțin. Și între timp, am spălat bine lămâile. Coaja nu o folosim, doar sucul de lămâie. Le tăiem în jumătăți și le stoarcem. Și eu pun o banană cu o lămâie. O banană cu o lămâie. Și dacă vedeți că este prea dulce și vreți să fie mai acrișoare, mai adăugați o jumătate de lămâie. Așa. Și am să tai. Am să tai lămâia. Una, două. Și stoar. Puteți pune și două lămâi și o banană. Acum depinde cât suc este. Gustați. Tot timpul să vedeți gustul, dacă vă place, cât de acrișor, cât este. Este foarte bună înghețata, să știți, să o încercați, se face ușor. Eu mai congelez fructele și după aceea le mixez și iese mai cremoasă, dacă o răduriți, mai cremoasă. Cu lingurița le congelați și după aceea le mixați. Sau, cum fac eu acum, zeama cu banana și scoatem. Ia uitați, vedeți? Așa. Și este bună, bună, bună și gustoasă. Să încercați să vedeți ce bunătate este. Așa, am să o las așa aici și mai stoarcem. Am să-mi aduc și un mixer ca să mixăm. Imediat ajung. Ia să vedem, se vede. Aici reușesc, da? Așa. Să punem. Am revenit. Așa. Și am pus o banană cu o lămâie. Curățim banana. Ia să scoatem capacul. Și punem. Punem banana în interior, așa aici. Se vede? Așa. Abia mi-ajunge. Da. Așa, și am pus o banană și o lămâie. Ia să văd că am un sâmbure. Nu. Am să mai pun o banană. Să fac două și două. Mai tăiem o lămâie. O tăiem și o stoarcem. Bine. Stoarcem bine, bine, bine. A încercat cineva să țină dietă, cum v-am spus eu? Să știți că are efect. Are efect, are efect. Trebuie bună voință. Bună voință, multă bună voință. Așa. O punem și pe a doua zeamă. Și
aici. Și avem două lămâi și două banane. Am să dau cojile deoparte. Așa, punem căpăcelul. Și mixăm, am să fac puțină gălăgie. Trebuie să mi s-a dat asta în jos. Așa. Puțină gălăgie fac. Bine. Și acum o punem în aceste forme din silicon. Uitați-le. Așa. Ia uitați ce bunătate o să iasă. Un deliciu. Este moale. Este bună, bună, bună. Un deliciu. Și acum le punem cu lingura. Punem așa, încet. Vedeți că este ca o spumică făcută. Așa. Și dăm la frigider câteva ore. Las cam de un deget mai jos. Așa. Și pun căpăcelul. Și umplem pe a doua. Și facem înghețată bună. Așa. Mie nu-mi lipsesc din frigider, din congelator aceste înghețate. Mai ales pe aceste călduri. Așa. Încă puțin. Și este gata. E bună, bună. Să gustați. O vreți mai dulce, mai adăugați puțină banană. O vreți mai acrișoară, lăsați mai multă zeamă de lămâie. Ia să ne uităm și la... Am mai întors încă o dată plăcințelele. Așa. Și să punem. Să punem în toate. În câte avem aici. Așa. Și faceți banane cu căpșuni, banane cu caise, banane cu portocale, cu zeamă de la portocale. Eu zilele trecute, săptămâna trecută, v-am arătat că am pus și pulpa. Deci am scos toată coaja și am pus cu tot cu pulpă. Dacă vă place, vă puteți pune. Dacă nu, puneți doar zeama, cum fac astăzi. Mie îmi place în ambele moduri. Așa. Și punem căpăcelul. Și luăm altul și umplem. Până terminăm. Și vrem să mai facem, mai facem. Văd dacă pot să pun așa. Cred că pot să pun și așa. Ia. Facem mai repede. Așa. Mai că am pus cam mult. Mai iau puțin. Vedeți? Ia uitați. Și umplem. Le umplem și avem înghețată bună și gustoasă. Op. Ia să mai aduc unul. Ai dat. Și altă culoare. Eu le-am luat, că am zis că fac cu portocale, pun în portocale. Cu căpșuni, cu caise, cu lămâie. Astăzi fac doar cu lămâie și le umplu. Dar dacă aveți multe
Eu am câte 3 din fiecare. Așa, le umpleți cu fiecare. Ia uitați. Așa. Și mi-au ieșit 2, 4, 6 înghețate. Acum le dau la congelator. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Un deliciu. Cu bunătate. Este acrișoară, este cu lămâie. Așa, și dau la congelator. Să vedem plăcințele, că sunt gata. Și cartofiorii. Punem totul la congelator. Așa. Dăm deoparte bananele și cu fructele, cu lămâile. Așa. Cred că mâncărica este gata. Să vă arăt păjoluțele cu cartofiorii. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa arată. Vedem dacă cartofii sunt făcuți. Este gata. Luăm o furculiță și apăsăm peste cartofiori. Vedeți? A intrat furculița, înseamnă că este gata. Acoperim și lăsăm, dăm deoparte. Și avem cina noastră gata. Am terminat înghețat, am terminat păjoluțele cu cartofiori și să vedem plăcințelele. Mulțumesc, Mariana! O zi minunată și ție îți doresc! Ia să-mi aduc aici plăcințelele, să vedem. Ia uitați cum au crescut. Vedeți cum au crescut? Mulțumesc pentru floare, Mariana. Ia uitați cum au crescut. S-au lungit. Acum și începem să le facem și pe acestea, cu umplutura care ne-a rămas. Așa. Ia să întoarcem plăcințelele. Așa, frige, frige. Ia să le vedem. Așa, sunt aproape gata. Am să le mai dau un minut pe foc. Și am să vă arăt una cum este, să o scot de aici. Uitați ce mi-a făcut. E fierbinte, fierbinte. Am să dau deoparte. Așa. Ia să scot o plăcințică să vedem cum arată. Și am să o tai. Să vedem dacă reușesc. Sunt fierbinți, fierbinți. Ia uitați cum arată. Plăcințele. Plăcințele bune și gustoase. Le puteți și prăji, le puteți băga și la cuptor dacă doriți. Eu le-am făcut așa pe grătar. Aceasta este rece și bună. Ia uitați cum arată. Făcută. Acestea sunt făcute acum și sunt fierbinți.
Eu vă pup. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Vă mulțumesc din suflet rețetele, că am făcut 3. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și că mă urmăriți. Mulțumesc, Mariana, mulțumesc frumos. Poftă bună și vouă vă doresc. Și cum termin, am să public și pe canalul meu de YouTube. Am să le public și împreună și separat rețetele, ca să le găsiți și acolo. Ca aici pe Facebook, odată mi-a fost furată pagina și este mai sigur pe YouTube de ținut rețetele. Așa. Și ne vedem. Ne vedem în altă zi cu alte rețete. Să lăsați mesaje în comentarii dacă doriți să facem ceva în special, ce ați dori să preparăm împreună. Și vă mulțumesc din suflet. Vă doresc o după-amiază plăcută în continuare. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag pe toți, pe toate. Vă pup dulce și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet tuturor. O după-amiază frumoasă, o zi frumoasă în continuare și ne vedem cu alte rețete. Pupici și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere! Pupici!